Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nemții sunt absolut disperați, ei nu înțeleg sudul Europei. Nu înțeleg cum trăiesc oamenii aia. Nici nu cred că își bat capul atât de bine pe datorie. Ba da, își bat capul. Sunt crezi? Frustrați, da. În timpul, în timpul crizei din 2008, 2009, 2010, erau în spumele de pe lume. Cum e posibil grecii care vorba aia, dolce farniente, ca italienii, ca spaniolii, ca portughezii, ca nu știu, toți sunt plini de datorii. Noi muncim și ăia ce fac? Stau la soare, mai un uzo, mai un pastis în cazul francezilor din sud. Bine, la greci te aștepți la orice, adică nu poți să ai pretenții. Da. Deci sunt obsedați griji. sunt obsedați de felul de a trăi al celor de acolo. Mediteranean, da, și acum cred că au și descoperit cum e, care este secretul. E un pui de somn la prânz și un lighean cu apă rece sub birou. Și un nes, pe masă, dacă se poate. Recomandarea medicilor germani pentru nemții care ar vrea să trăiască și ei ca pe malul Mediteranei, dar nu pot pleca pentru că stau la muncă. În țările lor ploioase. Cineva trebuie să mai și muncească în Europa, mă gândesc. Deci e ca o probă de umor nemțesc, numai că ei sunt foarte serioși. Asta e problema cu umorul nemțesc. Este foarte serios și n-are nimic umoristic în el, dar ei consideră. Iată ce declară președintele Federației Germane a Medicilor. Ar trebui să ne uităm atent la țările din sud în ceea ce privește relația dintre caniculă și locul de muncă. Să ne trezim de vreme, să lucrăm productiv dimineața și să tragem un pui de somn la prânz. Este un concept pe care ar trebui să-l introducem în lunile de vară. E ceea ce noi, de exemplu, la deșteptarea facem de nu știu când. Și în lunile de toamnă și în cele de iarnă. Da. Dar problema e că domnul președinte, herr prezident, a adăugat asta. Dânsul a precizat că și angajații aflați în telemuncă se pot răcori mediteranean făcând o baie la picioare în apă rece într-un lighean amplasat sub birou. Auzi, are... Dai, și, cum, nu se mai... Și Germania are tot președinte neamț? Așa pare, da. Așa pare, da. Bă, deci nu se poate așa ceva. Cum facem noi să trăim ca la Mediterana? Să dormim la prânz și să ne fie mai racoare un lichean cu apă rece. Apă rece sub birou. Adică, bă, nu te relaxezi, înțelegi nuanța? Nu spui ligheanul rece la fotoliu și te așezi pe fotoliu și te joci pe PlayStation. Nu, mă, faci ceva, în timpul ăsta. Bă, la muncă! Arbeit! Înțelegi? Muncești și în timp ce muncești te racorești. Pentru că dacă te încălzești în timp ce muncești, nu te oprești din muncă. Găsești soluția să te răcorești în timp ce muncești. Bă, dar eu totuși știu un neamț care s-a adaptat foarte bine. Da, la... mă, băiatule, asta este. Deci s-a adaptat extraordinar de bine, da, la traiul ăsta carpatin. Maron-negrean. Carpatin. Da, ce maro-negrean. De mai am vrut să zic de la Marea Neagră, nu Mediteranean. Și mi-a ieșit. Ieșit maro-negrean. Băi, ce să spun, nici... aș zice că ai nimerit-o, știi? N-ai vrut să... Te-ai dus în altă direcție, dar aparent traiul maro-negrean... Da... Bă, băi, ați vrea să fim nemți? Nu, adică da. Serios. Și că trebuie să dai niște lucruri și să câștigi altele. Deci ar fi... S-a terminat cu umorul. Nu mai e. Cai în umor. Cai în umor și când ar zice cineva o glumă, celălalt ar fi foarte serios și ar întreba. Vasis das. Ba chiar ușor deranjat. Da. Și ar trebui să explicăm toate glumele. Luca, din punctul ăsta de vedere, s-a mai întâmplat zilele trecute, a avut o mică inclinație nemțească, a explicat o glumă. Da, mă, dar nu te lua de că nu face de obicei. Tu știi germană. Da. Și de-aia, la tine ai și o inclinație un pic așa. Și ce ar mai însemna? Să muncim, ne trezim frumos dimineața la muncă, asta facem. Asta facem, da, aici suntem pe direcția bună. Să bem bere, să avem fotbal foarte bun, mașini excepționale. Da. Și cam atât. Da, adică dacă e prețul prea mare pentru astea trei beneficii. Fim niște nemți mediterane, n-am putea să facem cremvuri și saganachi. Cremvuri și saganachi, tata. Da. Băi, fac ăștia cremvuri cu curry. În Berlin am mâncat, este ceva înspăimântător. Nu se poate mânca așa ceva, cremvuri și cu curry. De ce nu se poate? Nu, eu am încercat și îl mănânc. Mi-a plăcut foarte mult. Ți era foame rău de tot. Era leșinat. Da, curry-vurștiu chiar e ok. Acum? Depinde. Du-te, bă, aici. Nu există așa ceva. Este îngrozitor. Bă, nu, e foarte bun. Dacă nu ți-e rănea, că deja. La 9 seara se închide tot. Da. Am... Asta e groznic. Bine să știi asta, e bine gândită.
mediteranean vorbind. Băi, nu te supăra. Mie mi s-a întâmplat într-un an, erau niște bilete de avion foarte ieftine în diverse destinații din Germania. Și am zis, băi, n-am fost niciodată în Germania, hai să mergem. Și am avut vreo trei încercări, trei weekenduri de astea. N-am spus niciodată, eram în München, oraș foarte frumos, centru, nu știu ce, și mai pe după masă mi s-a avut foame. Undeva, după amiază. Și am zis să mâncăm undeva. Am nimerit un loc, era un festival de ăsta de mâncare. Băi, nu te puteai apropia de gheretele respective. Era ceva îngrozitor. Mii și mii de oameni care încercau să prindă un cremvur și tu o hamsie, un ce mai aveau ei, un herig murat. Și am zis, nu, hai să facem altfel. Facem puțină cultură. Mergem la muzeu, mergem la biserică, la ce trebuie. Greșit. Da. Și mâncăm mai pe seară. Greșit. Pe seară era ora 8 când am ieșit, sau 8 jumate, cred, când am ieșit de la biserica respectivă. Ne-am speriat, nu mai era nimeni pe străzi, dar da, literalmente nu mai era nimeni, totul era închis. Și am intrat în panică aia de foame, pentru că nici supermarketul, nu mai era nimic. Da, mă, e fabulos, deci la 7:30, 8, așa, dansează pe mese, am văzut în berărie. N-ai loc, deci nu poți să intri, te duci și zici exact cum ai zis Vlad. Bă, hai că mă mai plimb jumătate de oră și revin, poate găsești ceva liber. Și când te întorci, nu mai nimeni. Exact. E că nici nu știu unde dispar. Eu am avut o situație de asta când am fost în Germania la meciurile alea din Liga Campionilor și am fost la Leverkusen. Ai vrut să-ți cumperi Mercedes. Atunci. Da. Și am fost la Leverkusen, la Bayer Leverkusen cu Atletico Madrid. Așa. Leverkusen e un fel de câmpină, așa, ca să vă faceți o idee. Și am ajuns în centru, mă așteptam, zic, mamă, e zi de meci, îți dai seama, omor ce, acolo, frumos, rău de tot. De-abia am găsit un bar, un pub, care era plin de spanioli. Exact. Și acolo era puțină atmosferă. Și în rest, pe străzi, ziceai că e bombardament, nimeni. Pustiu. Da. Până la ora, asta se întâmpla cu vreo oră jumate înainte de meci. Deci era 8 seara, 7-8 seara. Nimic. Dar și Revoluția din 1989 s-a făcut după programul de lucru. Da. Deci nemții din est, dederiștii, Germania Democrată, ei se duceau mai întâi la muncă și terminau la ora 3-4 și după aceea se duceau la manifestație în piață și a doua zi se termina, pe la ora 8 seara se termina tot, dar a doua zi era din nou de muncă. Deci Revoluția după program. Deci ați vrea să fim nemți? Nu. 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 Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.